Salutare și bine v-am regăsit la Doza de Reciclare, serialul în care vă arăt cum să colectați separat mai multe tipuri de ambalaje pentru reciclare. Astăzi vorbim despre aluminiu. Vestea bună este că acest tip de material poate fi revalorificat la nesfârșit. Și dacă ducem de exemplu la reciclare astăzi această doză, în 6 săptămâni putem să o regăsim pe rafturile din magazin. În cazul dozelor și conservelor, ele trebuie golite de conținut și strivite foarte bine ca să nu ocupe mult spațiu în tomberon. Nu se reciclează dozele sau conservele care încă au conținut în ele. Nu se reciclează nici aceste ambalaje de la chipsuri, dar nici recipientele de metal cu vopsea sau alte substanțe toxice. La centrele specializate se mai face o sortare manuală și apoi una mecanică, astfel încât materialele feroase să fie separate de cele neferoase. Sunt anumiți operatori care acceptă să ducem la reciclare și folia de aluminiu. Ea trebuie să fie curată, să nu aibă restul de lichide sau de mâncare și să fie făcută ghem, astfel încât să nu ocupe prea mult spațiu în tomberon. Acum, ultimul pas este să intrăm pe harta reciclării.ro, prima platformă națională care ne arată toate punctele de colectare separată din țară. Trecem din nou adresa și vedem care este cel mai apropiat loc de casă unde putem duce aceste ambalaje. Spor la reciclat și vă aștept și săptămâna viitoare să primiți de la noi doza de reciclare. Pe curând!